Încă o fabrică s-a închis în zona Brad din nordul județului Hunedoara. Este vorba de unitatea de la Ribița care producea volane care ajungeau la mărci de autoturisme renumite. Câteva zeci de oameni au rămas șomeri. Fabrica a funcționat 25 de ani, iar în vremurile bune avea peste 1000 de angajați. Motivele închiderii secției de volane sunt de natură economică. Nu se știe politica investitorilor și dacă vor reloca producția de volane. Fabrica de la Ribița a fost înființată de un grup de investitori italieni. Avea două secții, volane și centuri de siguranță. Volanele de aici ajungeau la mărci precum BMW, Maserati, Jaguar, Alfa Romeo, Peugeot și altele. Numărul angajaților a scăzut de la an la an, fie din motive strict economice sau create de pandemie. Angajații erau din toate comunele din nordul județului și din orașul Brad. Efectiv, cei care erau din comuna Ribița în momentul de față sunt șomeri. Încearcă și să-și completeze cumva veniturile din activități agricole sau ce mai pot să facă pe lângă activitatea care o aveau la bază. Iar noi ne gândim ca soluții să încercăm să aducem alți operatori economici care să desfășoare în continuare o activitate în UATO nostru. Norocul oamenilor este că dețin gospodării la țară și cultivă pământul. Altfel, șansele de angajare în alt loc sunt mici. Una câte una, minele de cărbune și aur din zonă s-au închis cu mai mulți ani în urmă, la fel ca alte unități productive. Au avut o pită. Acum au pierdut-o. Bradul e zonă închisă, zonă moartă. Nu mai este o fabrică, nu mai este nimic. Ceva secții de papuci, de volane, ce mai este, centurile și ele sunt pe gata. Totul e gata. Ajunge și Bradul ca Petroșaniu, ca Vulcanul, ca Astlante. Și minele mai tot. Și minele s-au închis, de aia v-am spus. Cât au fost minele, la noi în țară nu le-au conservat, le-au furat. Dincolo le-au conservat. Mâine, dacă vrea, deschide lacătul și-au dat drumul la mine. Aici nu mai are ce, că s-au dus toate la ferul vechi. Nu sunt locuri de muncă în altă parte și era un venit pentru oameni, pentru... În rest... Altceva, ce să vă știți spun? Că s-au închis mai de mult minele și pe da, rând, în general, pe rând. După ce au venit volanele, au avut oameni în general de muncă, dar acum sunt foarte puține locuri de muncă. Dacă s-au mai închis șase, atunci peste că nu ar mai fi locuri de muncă. Și autoritățile locale se plâng că le este afectat bugetul local. Comunitate, noi suntem afectați în primul rând pentru contribuția pe care această unitate economică o avea față de UAT-ul nostru. În momentul de față, plecarea celor 200 de persoane va lăsa un mare gol în buget, gol pe care noi îl vom resimți fiindcă avem proiecte în derulare, avem și un credit făcut tot pentru proiecte și va fi foarte greu să ne descurcăm în continuare. În prezent mai funcționează secția de centuri de siguranță care are 200 de angajați și viitorul acestora este incert.